mare pentru noi să avem atât de multe personalități ale lumii culturale românești și că este o plăcere și o onoare pentru noi să găzduim astfel de evenimente culturale și ori de câte ori suntem solicitați, evident că dăm curs acestor solicitări. Cu promptitudine chiar, nu? Așa este. Este, v-am spus, o onoare pentru noi toți să fiți aici atât de multe personalități. Este o plăcere să-l revedem. A mai fost în centrul nostru domnul Octav Bioza, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici. Și ori de câte ori vine, îl ascultăm cu mare plăcere, că are foarte multe de spus. În egală măsură, a maestrului Dan Puric, care de asemenea are niște prelegeri deosebite care ți merg la suflet și care de câte ori avem ocazia să-l vedem în diverse locuri, trebuie să spun că este o mare plăcere. Pentru toți, vă spun, suntem onorați de prezența dumneavoastră și las pe domnul Florin Dobrescu, secretarul Fundației Ion Gavrilă Ogoranu, să modereze acest eveniment, așa cum știe domnia sa mai bine, și o seară plăcută și cu multe învățăminte, cu siguranță, avem de tras din aceste prelegeri care vor fi în această seară făcute în Centrul Cultural Mihai Eminescu. O seară minunată, vă dorim, din partea conducerii centrului. Mulțumesc!